Final, ladies and gentlemen, am avut o mică eroare tehnică, dar am revenit cât se poate de repede. Vom merge la următorul match și am să o fac foarte repede, doar ce am pierdut ceva timp. Ladies and gentlemen, let's give it up. Aplauze, el vine din Târgoviște pentru colțul albastru, Samuel Stroica! Mergem mai departe și avem la Road to Dynamite un meci la categoria 80 de kilograme. Și primul sportiv care intră în ring are 19 ani, este vorba despre Samuel Stoica, Serious Sam, numele său de ring. Iată două meciuri, două victorii pentru luptătorul de la K1 Style Târgoviște. Romeo Bortoș îl antrenează pe Samuel Stoica. All right, și aș dori să chem pe adversarul său, doamne și domnilor, din Găiești, aplauze pentru Mario Chivulescu! Și iată-l și pe adversarul lui Samuel Stroica, este vorba despre Mario Chivulescu, luptător din Găiești, de 19 ani, 80 de kilograme pentru el, 1,85 m înălțime, două meciuri, o victorie, o înfrângere pentru Mario Chivulescu, vine de la Respect din Găiești, antrenat de Dan Moncanu. Presenting the blue corner, în colțul albastru, 19 ani, 80 de kilograme, 1,89 m, având un palmares de două meciuri, două câștiguri și nicio înfrângere. Doamnelor și domnilor, el este K1 Style din Târgoviște, coach, domnul Bartoș, el se luptă pentru K1 Style Târgoviște, aplauze din Târgoviște pentru Samuel Stroica! În colțul roșu, vârstă 19 ani, 80 de kilograme, 1,85 m, având un palmares de două meciuri, o înfrângere și un câștig. Doamnelor și domnilor, el se luptă pentru Respect Gym Găiești, coach Dan Moncanu. Aplauze din Găiești pentru Mario Chivulescu! Doamnelor și domnilor, vor fi în lumea 3 minute fiecare. Vorba despre Mario Chivulescu și Samuel Stroica. Nu loviți după stop, nu loviți în capul spatelui, bateți palma. Succes! Samuel Stroica, sportivul cu short roșu și negru, adversarul său cu shortul deschis la culoare. Mario Chivulescu, să vedem care va fi abordarea celor doi. Low kick-ul trimis de Samuel, sportivul cu mănușile albastre, care spuneam este neînvins, are două victorii în cariera sa. De partea cealaltă, Mario Chivulescu, o înfrângere și o victorie pentru el. Mid kick, low kick acum. Încă o lovitură trimisă de Chivulescu. Parcă din întoarcere, o lovitură cu călcâiul la corpul adversarului Stroica. Chivulescu face pasul înainte foarte bine, Samuel a respins acel atac. Chivulescu încercă... Oh, ce stângă a trimis Chivulescu la capul adversarului. Spunea că el este cel care, care ține centrul ringului. Mai agresiv un pic Chivulescu față de adversarul sau din nou croșeu de stânga. Lovitură care intră foarte bine lui Mario Chivulescu. Foarte bună deplasare a ring. Încă o dată croșeu de stânga. Îi taie de multe ori calea adversarului și trimite această lovitură care îl surprinde pe Samuel Stroica. Stroica încearcă o lovitură cu genunchiul, două, trei lovituri de braț, foarte bine Mario Chivulescu a blocat, high kick-ul, din nou blocat de Mario Chivulescu, lovitură mediană de picior, stânga și dreapta la capul adversarului pentru Mario Chivulescu. Și de stânga, vine ușor spre adversarul său Mario Chivulescu, încasează un genunchi la corp. Da,
A încercat o lovitură spectaculoasă Mario Chivulescu, s-a retras la timp Samuel Stroica. Blochează și din nou lovitură pe piciorul de sprijin trimisă de Mario Chivulescu. A picat adversarul, s-a ridicat foarte repede, nu e lovitură care să puncteze. Low kick-ul trimis de Stroica, care face și pasul înapoi. Chivulescu cu o stângă în capul adversarului în bărbie, 55 de secunde rămase din această primă repriză. O repriză animată pentru publicul spectator, foarte multe lovituri schimbate de cei doi, un pachet larg de lovituri pe care l-au prezentat. Și pică la podea, Samuel Stroica. Chivulescu duce la podea pe adversar, va fi numărat, da, prima oară în acest meci. 4, 5, 6, 7, 8. Da, se ridică repede totuși Samuel Stroica după ce a încasat acea lovitură. A și încasat una la podea din partea lui Chivulescu, tocmai de aceea Yamato Zaharia i-a spus lui Chivulescu să fie mai atent la comenzile stop. O numărătoare și Chivulescu se duce peste adversarul său, încearcă să mai plante la podea. La loviturile cu brațul stâng a avut probleme Samuel Stroica. Acum din nou croșet de stânga bun pentru Mario Chivulescu. Casează și Chivulescu două lovituri pe finalul reprizei. Este o rundă foarte bună făcută de Mario Chivulescu, foarte sigur pe el. Am văzut ducându-se calm în colțul ringului și conduce după această primă repriză 10-8 pentru el. Vedem această reluare, două directe trimise de Mario Chivulescu, stânga din nou la capul adversarului, dreapta trimisă de Mario Chivulescu. Aici atacul lui Mario Chivulescu vine momentul în care este pus la podea, dar nu într-o lovitură de knockdown, se ridică foarte de Samuel. Și aici dreapta care l-a dus la podea și Mario Chivulescu a mai lovit odată din inerție cumva, când adversarul era la podea. O lovitură foarte bună, numărat odată, iată, din nou, lovitura cu care a fost numărat Samuel Stroica. Și începe prima repriză, două lovituri cu brațul stâng pentru Samuel, care s-a dus peste adversarul său. Din nou stânga bună pentru Samuel, pentru Mario Chivulescu. L-a surprins de multe ori, da, din nou, foarte bine încarcă acea lovitură, croșeul cu brațul stâng. Mario Chivulescu vânează pe adversarul său, îl vede când acesta rămâne descoperit și imediat cu pas lateral încarcă croșeul de stânga. Îi arată acum brațul drept Mario Chivulescu adversarului. Low kick-ul trimis de Chivulescu. Din nou, directa de stânga bună. A încasat o lovitură sub centură Mario Chivulescu. Adversar a încăsat această lovitură și încearcă să-și revină acum Chivulescu. Ești ok? Fii mai atent unde lovește. Timpul. Lupta. Să reia meciul. Mario Chivulescu încearcă să apropie adversarul său, să vedem dacă i-a tăiat din elan această lovitură sub centură încasată. Bun, percutul de dreapta, croșet de dreapta din nou pentru Mario Chivulescu. O serie frumoasă a lui Mario Chivulescu. Bună această lovitură trimisă de Samuel din săritură cu genunchiul drept. Low kick puternic trimis de Mario Chivulescu. Două directe ale lui Samuel Stroica și Mario Chivulescu încearcă să apropie de adversarul său. Vedem din nou lovituri de braț din partea lui Mario Chivulescu, care s-a luat în brațe de Stroica. Genunchi acum la corp bun pe Chivulescu. Directele trimise de Samuel la capul adversarului. Bine!
Foarte bine luptă Mario Chibulescu în aceste momente. Sportivul care a fost foarte calm și mult mai sigur pe el în repriza a doua. Din nou o repriză bună pentru el, cu siguranță câștigată, dacă nu se întâmplă ceva deosebit până la finalul rundei între cei doi. Face pasul înainte, low kick-ul trimis de Stroica la... Oh, ce dreaptă reușește, Mario Chibulescu! Stroica din nou cu ceva probleme și a revenit cele din urmă. Oh, stânga a încărcat foarte bine lovitura la corp. I-a căutat ficatul adversarului, Mario. High kick blocat, mid kick acum. Bună, dreapta la cap, roșu de stânga, încă dreaptă. Puternice loviturile lui Mario Chibulescu, se încheie runda a doua. Încă o rundă bună pentru el, câștigată și această repriză cu siguranță de Mario Chibulescu. Da, să reia meciul, ultima repriză, cu Mario Chibulescu, care continuă să atace și arată brațul drept adversarului. Tot la meniță cu dreapta, dar acum i-a prins și bărbia lui Samuel Stroica. S-a aruncat acolo cu o lovitură spre figura adversarului din seritură. A picat singur la podea Mario Chibulescu, acum încearcă să apropie de adversarul său. Stop. Fiți mai atenți. Timpul. Colțul alb. Ok? Ok? Mario Chibulescu își va reveni. Fiți mai atenți când intrați. Timpul. Lupta. O lovitură cu capul. O serie a lui Stroica și Chibulescu vine aproape. Coșul de stânga, coșul de dreapta. Pune presiune pe adversarul său, lovește puternic și Stroica, dar și Mario Chibulescu, oricum mai eficient Mario Chibulescu în această serie. Se ridică repede și ajutat de arbitru de această dată, Mario Chibulescu. Încearcă să-și revină cât mai repede Mario și să reia meciul. Iată loviturile lui Stroica și răspunsul lui Mario Chibulescu. Low kick-ul lui Mario Chibulescu. Bun, această lovitură l-a dat pe spate pe adversarul său. Low kick din nou. Se ridică Stroica. Chibulescu cu o stângă foarte bună în capul adversarului. Din nou încărcat excelent acea lovitură. Un minut rămas din această luptă. Stroica încearcă să revină și iată loviturile trimise de Mario Chibulescu. Dreapta acum lui Chibulescu, un mic. Două lovituri cu brațul drept pentru Stroica, care l-a fixat cu stânga pe adversarul său. Stop, stop. Lupta. Roșu de dreapta. Bună stânga trimisă de Mario Chibulescu. High kick-ul lui Samuel. Chibulescu îl păcălește, sau încearcă să-l păcălească, pică la podea. Ne apropiem de finalul luptei. Din nou Mario Chibulescu epuizat, se ridică cu greu.
Mai echilibrată runda a treia față de celelalte, în care Mario Chivulescu a fost mai bun față adversarul său. Și în această repriză a treia, parcă are un plus pentru că a lovit mai mult, mai clar, pentru faptul că a ținut centrul ringului. Să vedem care va fi decizia judecătorilor după cele trei reprize. Clar, Mario Chivulescu are un avantaj după ce l-a pus la podea odată pe adversarul său în prima repriză. Momentele importante, highlight-urile din... Așteptăm decizia judecătorilor. Să vedem ce au de spus cei trei arbitri de pe margine, care punctează în această seară luptele de la Road to DFS. Yes, sir. All right, ladies and gentlemen. Decizia câștigătorului este prin unanimitate. Colțul roșu, Mario Chivulescu! Victorie pentru Mario Chivulescu în această seară. Decizie unanimă împotriva lui Samuel Stroica. Premiat de către Duna Bogdana de la L1.